Este o plăcere deosebită să vezi câți apropiați ai revistei Carpatica și ai cenacului Armonii Carpatine au ales să fie alături de noi în această după-amiază deosebită. Vă salut și vă mulțumesc tuturor, inclusiv elevilor și cadrelor didactice de la Colegiul Armand Călinescu. Știind ceea ce urmează, nutresc convingerea că nici unul dintre cei prezenți în sală nu va regreta că a optat pentru a petrece o oră în această incintă. Manifestarea de astăzi este una, zic eu, deosebită, datorită faptului că în cadrul ei veți asista la lansarea numărului 16 al revistei Carpatica, o lansare, zic eu, inedită și veți vedea la timpul potrivit de ce, dar și la acordarea premiilor anuale, care evident nu se pot face decât la final de an. Cât privește repertoriul muzical al grupului vocal Armonia, acesta este compus în exclusivitate, din câte mi-a spus conducătorul acestuia, din melodii care merg la suflet numai în această perioadă a anului, respectiv din colinde. Și cum timpul este scurt, să fim pragmatici și să derulăm programul, care nu poate începe decât cu un cuvânt înainte rostit de fondatorul revistei, președintele Ligii Scriitorilor Filiala Argeș, maestrul Vasile Ghilencea. Urmăriți-l cu atenție, este un adevărat personaj, cum numai în romanele sale puteți întâlni. Toată Sima, ați uitat să spuneți că problema este invers proporțional a personajului cu cel care a prezentat. Da. Mă rog, invitaților mei, care am dorit-o totdeauna să fie la fel ca acum, de adunați cu sentimentul către carte, vorbim mereu numai despre scumpa noastră limbă română, cartea, tot ce cuprinde sufletul nostru românesc. Noi am început, cum v-am spus și altădată, să aducem din Transilvania ceva din ordinea dumnealor firească, care este tot românească, sau poate am să zic așa, sunt mai prim daci, mai prim români decât noi, cei care suntem așezați aici. Ei bine, istoria și religia le-a așezat în astfel de locuri, dar Dumnezeu ne povățuiește pe toți să iubim credința așa, în mod egal. Cât privește revista noastră, ea s-a născut ca necesară absolut a face din arta noastră creativă să apară și altor județe și altor localități din toată țara, ba mai mult, chiar pe întreg mapamondul. Pentru că suntem persoane care ne ocupăm cu adevărat cu creația. Dar o creație folositoare din punct de vedere al culturalizării, nici de cum a face altceva, așa cum se cam importă din străinătate. Ei bine, revista noastră a început la sfârșitul anului 2011. Dar
Liga Scriitorilor s-a născut în 2005. Nu, 1995. În 95 era scris acolo, la noi unde a luat ființă, la Cluj, Ardeleanca. În 2006, Costache Negri. În 2007 ne-am instituit mai un mai mare colectiv de creatori. Domnul este aici, avem un fondator de la Cluj, domnul scriitor colonel, despre dumneavoastră e vorba, așa, că v-am aici aproape de mine, clujan, a luat ființă, deci s-a fondat Liga și am constituit-o cu parte juridică aici la noi în Pitești, prin tribunal, curte de apel și așa mai departe. Dacă funcționează o asociație a Ligii Scriitorilor cu mai multe secții, adică mai multe genuri de scris, ei bine, ne-am gândit să facem în așa fel ca din comoara noastră sufletească să apară în această revistă cam ce gândim noi la punctul nostru istoric de astăzi. Totdeauna raportăm lucrurile la punctul istoric, pentru că așa se scrie istoria. În 2011 am publicat-o în 300 de exemplare. Deci 300 de exemplare era un avânt frumușel ca să cuprindă cât se poate de mai mare sfera de cunoștințe a noastră în spațiul Carpato-Dunărean de aici, dar și în Ardeal. Pentru că această revistă circulă la toate, aproape la toate bibliotecile din țară. Deci găsiți acolo unde vă duceți această revistă la biblioteca noastră universală, chiar la Cluj, unde este tezaurul cel mai prețios în ceea ce privește istoricul și religia noastră. În 2011 am publicat prima revistă și din 2012, tot în 300 de exemplare, cum bugetul a început să scadă, a început să scadă și numărul revistei. Deci, posibilitățile noastre materiale, care nu ne împrumutăm la nimeni, numai din contribuțiile noastre, a scăzut la 200. Din 2013, grație Centrului Cultural Pitești, iată, publicăm în fiecare an, care sponsorizează această revistă, în colaborare, bineînțeles, și am ajuns la vreo 1600 de reviste. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost de înțeles cu noi și să știți despre ce ne ocupăm noi. Thank you.
care va fi susținută de doi dintre studenții Universității din Pitești, care semnează în revista Carpatica, chiar la rubrica Studenții de la Litere. O invit pe Liliana Jugănaru, după care urmează Lucian Boldă. Vreme de odinioară. Am murit de mii de ori, cu gânduri agățate în câteva sfori. Am înviat tot de atâtea ori, căci, cu adevărat, nici când nu mori. Am îmbătrânit în două culori, pe mormânt în zeci de flori, am întinerit cu câțiva fiori, de la iubirea-ți ori de câte ori. De vorbă cu timpul. Ia loc, te rog, la masă. Uite ce priveliște frumoasă. Lasă-mă să-ți turn puțină cafea, să-ți povestesc viața mea. Să-ți arăt cum ai plecat, atât de laș, n-ai fost bărbat. Să-mi explici cum te-ai furișat, rapid, cât ai clipi, m-ai abandonat. Arată-mi tot ce am pierdut, ai curaj acum, nu te da bătut. Am să-ți mai turn puțină cafea, te-aș lega de doar nu te grăbeai undeva. Te-aș lega de scaun cu nepăsare, oricum, n-ai venit nici măcar cu o floare. Ți-aș oferi timpurile și prăjituri, dar nu meriți nici firmituri. Am să te las abandonat la masa mea, cum ai făcut și tu cândva cu viața mea. Știi cum e să vrei să dai pe cineva cu capul de toți pereții, apoi să te dai și tu? Știi cum e să vrei să dai pe cineva în bucăți și apoi să-l pui la loc? Ca un mic zeu? Știi cum e să vrei să fii văzut cu alți ochi? Ochi frumoși, plini de iubire? Oare știi cum e să stai pe marginea prăpastiei singurătății? Să vrei să te arunci în golul din ea? Golul din tine? Să te lași purtat de disperare spre fundul dureros? E o linie fină între singurătate și disperare. Știi? Să speri. Să mergi înainte, să fii tu. Din dorința de a nu te lăsa prins în căpcanele normalității, să te lovești chiar în ea. Să te amăgești că fiecare dimineață va fi una mai bună. Oare cine-i de vină? Tu? Eu? Restul? Tu, adică eu? Eu, adică tu? Restul? Adică noi? Noi sau ei? Ce e mai rău? Să vrei sau să oferi? Să vrei iubire sau să oferi? Ambele frumoase, ambele. De fiecare dată te lovești de indiferență, de nepăsare, de refuz, nemulțumiri. Oare eu sunt de vină? De ce? Oare tu? Nu. Tu trebuie să rămâi pe zâmbet și să fii frumos în continuare. Restul? Dă-i naiba. Restul nu contează. Sunt de umplutură. Deci vina e a mea? Poate. N-ai vrea să vii în pantofii mei? Să mergi pe drumul meu? Să vezi pentru o zi viața mea? Să te ferești de toate piedicile de care mă feresc și eu? Să vezi cât și ce îndur? Nu?
cred că ți-ar potrivi pantofii. Știi cum e să vrei și să nu primești? Să oferi și să primești palme peste față? Oare știi, iubito, ceva din toate astea? Oare știi cum e să fiu eu? De literatură susținută de această dată de liceenii de la Cercul de Creație Literară din cadrul Palatului Copiilor, cer condus de doamna profesor Simona Marinețe. Va citi pentru dumneavoastră Teodora Vasilescu și Ionuț Preda. O să vă citesc trei poeme. Primul este intitulat Zoo. Sofisticată m-ai lăsat repetând. Ultima bucată din noi zace în balcon închisă. Mi-e frică să nu scape. Sofisticat felul de a ieșua, în timp ce câștigi de fiecare dată. Dansează jurul meu și mă privesc iubindu-te. Dar lumea e mult prea simplă pentru a măsura lungimea coloanei tare vertebrale cu rigla de 30. Și veverițele nu pot fi prinse atât de ușor. Spune-mi, nu te-ai gândit niciodată să aprinzi focul cu scrisorile mele și să păstrezi doar ceea ce n-a fost? A doua se numește Nu te preface că nu știi să zbori. Îți plimbi degetele prin făină și spui câte o zmeură în loc de unghii. Revezi Amelie, doar amplificat de geamurile lăsate deschise. Intră lilieci în casă și casa intră în depresie și eu intru în tine și tu intri în absurd. Și a treia se numește Mic, mic, cel mai mare. Măsor timpul în femei. Au trecut 10 de când ne-am văzut ultima dată. Dansez singură în baie și aștept să mi se umple cada, ca o rață amețită, cu poezii pe toți pereții. Am îmbătrânit în așteptare și așteptarea întinerit în tine. Îmi amintești de seriile în care ascultam post-rock până adormeam cu fața la perete. Mi se întipăreau secvențe de chitară solo în creier și mă trezeam urând căpșunile. Acum îți amintești de mine. Mă duceam la magazin doar pentru a scăpa de bani și mă torceam cu un sac de pufuleți, încă ai mâinile blânde și ochii de copil vinovat. Distanța se măsoară în kilometri de piele și îți mărturisesc. Am făcut un conjurul lumii. Scriu încet, scriu cu gândul la tine. Nu știu dacă o să poți vedea asta vreodată, dar îți spun din inimă că mi-e dor. Mi-e dor de mâna ta fină, mi-e dor de chipul tău, mi-e dor de tot ceea ce îți aparține. Trist, nu? Îți mai aduce aminte, draga mea, îți mai aduce aminte acea zi, acea zi pe care mi-ai promis că nu o vei uita niciodată. Îți mai aduci aminte de acea zi de duminică, acea lună decembrie, îți mai aduci aminte de noi, îți aduci aminte de dorința aceea pusă lângă acel brad, la acea oră fixă, când orologiul primăriei parcă bătea în același ritm alert cu inimile noastre. Ții minte toate acestea? Îți aduci aminte de acel sărut? În aceste momente nu mi te doresc decât pe tine. Mi-aș continua viața cu cel mai mare drag din momentul în care am plecat de lângă acel brad, din acea aglomerație. După ce am plecat de acolo, îți mai aduce aminte ce ți-am spus? Ți-am spus că mă simt cel mai puternic bărbat lângă tine. Și de fapt, eu eram un copil. Un copil care parcă primise în câteva ore aproape tot ceea ce își dorea de o viață întreagă. Poate că sentimentele pe care mi le-ai oferit erau prea puternice în raport cu ceea ce trăiam eu în acel moment. Eram aproape de acea trecere de pietoni. Deja străbătusem împreună tot bulevardul și dintr-o dată a început să ningă. Ningea ca în povești, ningea cu fulgi mari, mari. Dar lângă tine magia iernii se amplifica. Tu din doi în doi pași te scuturai de umătul alb ce se așeza pe părul tău negru, pe paltonul tău. Ți-am spus să nu te mai scuturi pentru că oricum strălucești pe lângă albul imaculat al fulgilor de zăpadă.
Am ajuns și la acea trecere de pietoni. Bineînțeles, semaforul se stricase din cauza gerului. Am trecut, dar la jumătatea trecerii te-am oprit, te-am sărutat. A fost un vis. A fost un vis care a fost întrerupt de câteva mașini ce claxonau. Șoferii își pierduseră răbdarea. Ne-am oprit, ți-am spus că ăștia deja ne claxonează. Tu m-ai privit în ochi și mi-ai spus cui îi pas. De parcă aș fi singurul care contează. Am plecat de acolo, am ajuns la locul pe care îl stabiliserăm să ne despărțim, iar după sufletul meu s-a făcut ca un ghețar. Un ghețar care în loc să se topească îngheață. Îngheață din ce în ce mai mult. Toate acestea au culminat cu o iubire pierdută în iad. Făcută de către maestru Ionel Dincă, ale cărei scrieri știți foarte bine ce hohote de râs trezesc. Sunt curios și eu să văd cum o revistă serioasă este privită prin ochii și mintea unui scriitor plin de savoare. Maestre. Stimat auditoriu, stimată doamne directoare a Centrului Cultural Pitești, doamnă Carmen Vitrache Salub, stimați elevi, profesori, participanți, colaboratori ai conducerii Centrului Cultural, prieteni, membri și nemembri ai scriitorilor. Și multă înzestrată formație corală de dulci armonii carpatine. Sărbătorim astăzi 8 decembrie 2015, un deosebit eveniment cultural. Lansarea numărul 16 al revistei Carpatica. Revistă literar-artistică a legii scriitorilor din România și de expresie română de pretutindeni. Mi s-a încredințat onoarea să prezint eu revista. Înainte de a trece la prezentarea propriu-zisă, îngăduiți-mi câteva cuvinte despre revistă. Fondată în anul 2012, primul trimestru, prin străduința și sânguința neobositului său director fondator Vasile Dilencea, și întreținută de echipa redacțională menționată în pagina a doua copertei. Revista a străbătut victorioasă anii, ajungând după 4 ani, la sfârșitul 2015, decembrie, la numărul 16. Citită de mii de cititori în țară și de expresie română de pretutindeni, revista și-a păstrat veridicitatea
prin gradul de cultură al lucrărilor, prin veridicitatea celor scrise, prin talentul incontestabil al autorilor. Întâmpinând uneori opreliști datorită lipsei banilor pentru editare, lipsa unei continuități în sponsorizarea binefăcătorilor temporari, revista totuși a supraviețuit prin sacrificiul personal al directorului ei, Ghilencea, care de atâtea ori a apelat la economiile proprii pentru a nu întrerupe fluxul apariției revistei. Lăudabilă acțiune, nu. Însă, cea mai lăudabilă dintre acțiuni, cea mai de aplaudat, a fost și va rămâne intervenția salutară a Centrului Cultural, a doamnei directoare Carmen, care împreună cu conducerea primăriei a acordat sponsorizarea permanentă a revistei. Domnule, și merită aplauzele noastre a tuturor. Prezentarea revistei. Revista, după cum ne-a obișnuit, își poartă același format și parcă progresiv mai calitativă de la un număr la altul. Poate știu oare experiența lăudabilă a redactorului șef Nicolae Cosmescu, incontestabil, da. Și aplauze pe prima pagină a copertei se vede în centru impunător blazonul, formă de inimă în care pulsează munții cu bogățiile subsolului, cu foșnetul cu farbecul zăpezilor și înălțimile semețe, pădurile seculare cu fojete mângâietoare, răcuritoare, aerul tare purificat și cântecul de păsărele. Apoi vin dealurile, apele, între relieful fascinant cu solul și subsolul său, alipită blazonului partea de sus, coroana regală și pe coroană, vulturul ținând crucea în cioc. Simbol al creștinătății poporului român. Mai jos, în interiorul blazonului, majusculele LS, Liga Scriitorilor, apoi Carpatica. Sub blazon, scris cu litere mari, majuscule, revista națională artistică și de expresie română pentru tineri. A doua pagină după revistă sus, Carpatica, revista națională artistică trimestrială editată de filiala Argeș. În stânga, Centrul Cultural Pitești, în dreapta, numărul de față a revistei a fost tipărit cu sprijinul financiar primit de la Primăria Municipiului Pitești prin intermediul Centrului Cultural al Municipiului Pitești. Aici vă rog să aplaudați, se merită. Echipa redacțională, redactor șef Nicolae Cosmescu, secretar general Constantin Vărășcanu, secretar Ion Dincă, editor invitat Marius Chiva, coordonator rubrică Simona Marineață, coordonator rubrică Liliana Jugănaru, corectură Constantin Vărășcanu. Mai jos apar trei fotografii impunătoare, trei crai de la răsărit, fiecare lansând câte o carte. În stânga, în data 8 octombrie, la Centrul Cultural Pitești, domnul doctor poet Mitoi Adrian lansează cartea
inimă de ametist, frumoasa și lăudata carte. În mijloc, domnul inginer Nicolae Eremia lansează monografia Teiu din Valea Mozacului. În dreapta, mult lăudatul maestru Vasile Chilencea prezintă cartea domnului Povestea Foii de Aramă, la fel bine primită carte, bine primit romanul său. Partea întâia a interiorului acum, editorialul, începutul timpului, Nicolae Cosmescu. După cum ne-am obișnuit, distinsul scriitor, redactor șef a revistei, ne întâmpină, ca și până acum, cu un la fel de desăvârșit editorial, bine chipzuit, bine scris, bine documentat. Vă las dumneavoastră plăcerea de a-l citi, de a vă convinge. Partea a doua, Foișorul vesel de pe strada Richard, de Ilzi Sora. O poveste captivantă, o vizită autoare împreună cu Geo la, așa zisul, criminal din Carpați, învinuit pe nedrept de o crimă nesăvârșită, dar condamnat la 7 ani. Închis, după câțiva ani, părinții își vând averea, fac plângere la cedă și îl salvează. Urmează apoi alte peripeții ale autoarei, din care scapă cu bine, chiar un atentat de viol a fost, o amintire dureroasă peste care autoarea va trece cu greu. Popas în memorie de Mihai Ghițescu, o incursiune în trecutul zbuciumat. Autorul însuși este participant la cele două conflagrații mondiale, cele războiile 1916-1944, făcând parte din generația de sacrificiu. Se afla în Germania în 1944, la Halle, un oraș vechi cu așezare pe râul sale. Terminase 2 ani de școală aviație și povestește plecarea dumnealui spre țară. Miroase a explozibil în aer, a război pretutindeni. Citiți povestea și veți fi încântați. Să-l rugăm pe domnul să-l vedem, pentru că este decanul de vârstă al nostru. Să-l rugăm frumos. Aveți pe cine vedea, este un adevărat veteran, un adevărat erou, a luptat pe toate direcțiile. Aviator! Ce aviator! Pagina 4, o proză umoristică, Matrimoniale, de Ion Dinca. Nu vă explic, vă las o citiți. A 5-a pagină, Dumitru Brătianu, scris de Romel Stăncioiu. În această carte, Ionel Brătianu scormânește în arhivele vremii pentru a cunoaște ramura descendenței strămoșilor părinților săi, cea boierilor de șuici și cepar, mari dregători ai țării românești. O lectură atrăgătoare, bine documentată. A 6-a pagină, domnul Adrian Mitoi, poezii. Poetul Adrian Mitoi, domnul doctor, ne-a obișnuit cu poezii frumoase, poezii cu profunzime, cu lirism deosebit, cu talentul său fermecător. Merită aplicarea asupra versurilor sale. Vă doresc o lectură plăcută. Numărul 7, Constantin Păun, poezii, rondeluri.
Deși un bun epigramist nu se dezice nici de poezie, rondelurile dumnealui sunt captivante. Pagina 8. Domnul Nic Petrescu, epigrame. Maestru incontestabil al epigramei. Încântă inimile, descrețește frunțile ascultătorilor și cititorilor. Aplauze pentru maestru. Constantin Păun este acolo să se ridice. Domnul Constantin Păun, să vă vedem. Domnul Petrescu. V-am nominalizat. Domnul Nic Petrescu și domnul Constantin Păun. Să mă ridic și eu. Așa, să vă vadă. Mulțumim. Domnul Nicolae Eremia. Domnul inginer Nicolae Eremia. Haideți să ne ridicăm să vă cunoască publicul. Cartea România exilată. Fragmentul României exilată e fragment din volumul Pregătire trompetist la curtea scriitorilor, monografie. Cartea este o lucrare monografică obiectivă, menită să scoată la lumină o parte din memoria exilului românesc. Merită citit fragmentul până apare cartea toată. Domnul Vasile Dorin Ghirencea, un fragment din romanul Trioletul Marelui Verb, de puternică inspirație autobiografică. Autorul este recunoscut în personajul principal romanului, în Iuliu Feldioreanu, persoană dârză, în voință, pentru a lăsa ceva posterității prin creația sa. Merită citit fragmentul, apoi romanul întreg. Partea 11, pagina 11, Constantin Păun, domnul inginer Constantin Păun, la mâna destinului, povestire autobiografică interesantă, face parte din secțiunea Noi despre noi, interesant de citit pentru a cunoaște ceva deosebit în viața scriitorului Constantin Păun. Constantin, domnul Constantin Samoilă. Colinde, colinde! Minunată povestire! Readucere în actualitate a ritualurilor, a destinelor strămoșești. Frumusețea colindelor, atmosfera sărbători din sate, subtil, regrete pentru anii trecuți ai copilăriei. Merită cititul așa. Nicolae Doru Berbec, creșterea și descreșterea lui Mărin Ciubuc, fragment din volumul În lucru, Pitești, oameni, locuri, muraburi. Fragmentul, citindu-l, anunță un volum plin de savoare, delectare. O frază din el, exemplu, când după trei fete născute în familia lui Ion Mustață, a apărut băiatul dorit Mărin, mama acestuia de bucurie ar fi zis, ui că ăsta-i cu noroc al dracului că frumos mai e. Citiți-o fragmentul și vă veți încredința. Acum, las documente și trecem mai departe. Discutăm
ochii minții măsoară și respectă valoarea. Monografia Teiu din Valea Mozacului. Autorul valoroase lucrări, domnul inginer Emia, scriitorul Nicolae Emia, inginer la bază, știe câte anul timpuri de căutări, de trută și migală, renunțări și eveniri i-au trebuit până să închipui fiecare filă din cele aproape 400, punând în bună urânduire informațiile, capitolele și oferind cititorului prilejul să aprecieze, să evalueze cum se cuvine istoria comunei Teiu. Citiți-o și veți fi încântați. Despre artă și dragoste de maestru Ghilincea. Un roman interesant, un autor nostalgic, o scriere care crede în posibilitatea unei societăți morale, educată, estetic, pentru că prin cultură și iubire omul se poate privi pe el însuși, se poate modela și autodefini. Iată, trecem la secțiunea poezie. Studenții de la litere, o rubrică alocată tuturor studenților facultății de litere a Universității din Pitești. Și nu numai, după cum afirmă în deplină cunoștință de cauză colaboratoarea noastră, Liliana Jugănaru, coordonatoarea și animătoarea acesteia. Și urmează poezii, Liliana Jugănaru, Goana Timpului. Marina Pantazi, Am crezut, copilărie. Denisa Coroja, Sub cupolă. Elisabeta Dumitrache, Toamna din suflet. Alina Potecea, Curaj. Ioana Marinică, Facultate de Litere, Universitatea din București. Transilvania, revedere, poezii sub care revoc mai mult un peisaj transilvanean. Irena Maria Pintea, proză, farmecul primei iubiri, prima dragoste, vraja primului sărut, baz mumeresc. Lucian Bolbea, îndemn la răzvrătire, la înlocuirea relelor din lume cu ceva mai bun, mai omenesc, lectura schimbări. Preuniversitaria, această rubrică reprezintă spațiul tipografic pus la dispoziție liceilor, membri ai Cercului de Creație Literară, din cadrul Palatului Copiilor din Pitești, cerc îndrumat de profesoara Simona Marineață, căreia îi aparține și selecția de față. Cristina Răduț, ultimii colindători, nostalgie pentru copilăria ce a rămas în urmă, pentru vremurile petrecute la bunici. Camelia Mădălina Marin, portret de adolescent, o fată muncită de gândurile viitorului, de slabele speranțe de a se realiza de un viitor nesigur. Ioana Vamanu, ultima carte, sfârșitul unei iubiri, povestea unei despărțiri definitive. Georgiana Nicol Vigu, creioane pe stradă, incursiuni în multiple întrebări ale tinereții. Ionuț Bogdan Preda, iubire pierdută în iarnă, o strălucitoare sclipire de iubire curată copilărească. Teodora Vasilescu, dor de sine, impulsul de porniri spre o dragoste neîmplinită. Și puțin mai avem și...
Joi 8 octombrie la Centrul Cultural Pitești a avut loc lansarea cărții lui Adrian Mitroi, Inimă de ametist. Elogii. Dulce apreciere lansarea volumului de poezii Cinste Maestrului, bun medic și bun poet. Vineri 30 octombrie, lansarea celui mai recent volum al marelui maestru Vasile Dorin Ghilencea, Povestea Foii de Aramă, Centrul Cultural Pitești și demersurile sale artistice minunate. Elogii la lansare, lansarea celor două volume, versuri de Adrian Mitroi, proză umoristică George Mitroiu. Articol scris de doamna Gabriela Zăvălaș. Din inimă pentru maestru, eu laud adusă maestrului și merită și mai multe. George Mitroiu, din câmpul Mușel, cu studii superioare de drept, lucrări literare, articole și grafică umoristică mass media și județeană. A fost primit ca membru al listei viitorilor. Domnul Adrian Mitroi, de asemenea, a fost primit ca membru al listei viitorilor. Medic, veterinar, poezii și proză publicate în revista Carpatica, volume de poezii, multe. Constantin Vărășcanu, un poet profesor, un poet de marcă, demn de invidiat, pentru că a avut norocul să topească istoria în talent. Și ultima pagină, fi vânarea și executarea preotului Ion Pop, tatălui Alexandru Papiul Ilarian. Papiul. Aici e vorba de mișcările revoluționare din 1848 din Ardeal. Preotul tatălui acest Alexandru Papiul Ilarian, deci preotul a fost spânzurat pentru că nu putea să-l găsească pe fiul său să-l aresteze. Coperta, penultima pagina copertei, Carpatica Artelor, martie 8 septembrie, venisajul expoziției de icoane a artistului plastic Ion Sandu. În centru, așa se află Liliana Jugularu, Cenaculele Toamnei, unde sunt câteva fotografii, acolo ați văzut. Și ultima pagina copertei, în sfârșit a sosit Moș Crăciun. S-a în spate, abia la convoia săracul de greutate. Și domnul Mitroi i-a și dedicat poezia Moș Crăciun. Iar Liga Scriitorilor, Centrul Cultural Pitești, întregul colectiv, inclusiv Cenacul Armonii Carpatine, cu ocazia sărbătorii de iarnă și a anului nou, vă urează la mulți ani! Minunată steaua se arată în drumul
De domnul Ionel Dincă, v-ați dat seama că revista Carpatica este una serioasă. Acum, întrucând apropiem de momentul decernării premiilor, am să invit unul din câștigătorii de anul trecut, deținătorul premiului pentru poezie, doamna Ilzi Sora. Povestea lucrurilor normale. A fost odată ca niciodată. Așa începea odinioară poveștile. Era pe vremea când lucrurile normale erau bune și frumoase, iar lucrurile anormale erau rele și urâte. Asta ca să vă dați seama că era de mult, foarte de mult, că de-abia ne mai aducem aminte cei trecuți de ceva timp, de vârsta de 50 de ani. Era prin copilăria noastră frumoasă, când ne jucam cu mingea de-a vaț ascunselea, când mergeam cu părinții la mare în vacanța de vară și construiam castele de nisip pe plajă, pe care le împodobeam cu scoici și alge, iar în vacanța de iarnă la munte sau la țară, unde ne jucam cu bulgări albi de nea, construiam oameni de zăpadă în mărime naturală, ne dădeam cu sania pe dedeluși și mâncam cozonaci și nuci la gura sobei care duduia de lemne achiziționate legal, fără a ne simți vinovați că am putea fi acuzați pe nedrept pentru faptul că ne permitem să ne bucurăm de plăceri ce astăzi sunt interzise sau ne sunt refuzate fără niciun motiv plauzibil. În vremea lucrurilor normale, telefonul era necesar, dar pentru vreo urgență. Oamenii își făceau timp să se întâlnească, să-și vorbească, să împărtășească totul pe față, să se simtă aproape. Nu era nevoie să se ascundă nimeni în spatele vreunui mesaj sau al vreunui număr necunoscut, doar pentru a nu fi greșit înțeles sau considerat anormal că îți pui părerea sau îți expui sentimentele ce sunt adesea diferite de ale celuilalt. A fi diferit nu este ceva anormal. A nu-ți plăcea un anumit gen de muzică ce pare că place celor mai mulți nu înseamnă că ești anormal. A nu merge cu gloata spre pieire nu este ceva anormal. E libertatea de a merge contra curentului pentru a evita dezastrul. Când eram copil, îmi plăcea să mă așez la picioarele celor în vârstă, să povestească lucruri din tinerețea și copilăria lor, care, deși zbuciumate uneori, erau pline de viață și de frumusețe. Aveau ce povesti bătrânii noștri. Ce povești le vor spune oare copiii noștri generațiilor ce vor urma? Noapte-n vis, cerul se-l-a,
A venit momentul premierii, activitate care se va desfășura în două sesiuni. În prima vom evidenția pe partenerii noștri. Diplomele vor fi înmânate de domnul Dorin Ghilencea. Așa cum vi s-a spus, revista, și probabil că și știți, revista a fost fondată în cadrul Ligii Scriitorilor, care i-a condus pașii la primele numere. A devenit după aceea evident că nu mai poate continua așa. Trebuia găsit un om providențial care să ducă lucrurile mai departe, să asocieze cu Liga Scriitorilor. Până la urmă, acest om a fost găsit și lui e datorăm faptul că suntem acum aici cu revista și cu Cenaclu. Să dăm cezarului ce este al cezarului. Revista Carpatica atribuie în 2015 premiu special doamnei Carmen Elena Salup. De la dumneavoastră, de la Centrul Cultural Pitești, pleacă în toată raza țării noastre, veștile frumoase cu ce ne ocupăm noi. Mulțumesc, vă mulțumesc că ne onorați, vă mulțumesc că existați și că veniți aici și realizăm împreună numai lucruri frumoase. Mulțumesc tuturor și grupului Armonia absolut, și totodată absolut, și maestrului Perniu. Prin consecință, întrucât beneficiem, am fost primiți în propria curte, beneficiind de sprijinul Centrului Cultural Pitești în toată activitatea și acțiunile noastre, revista Carpatica atribuie în 2015 premiul special Centrului Cultural Pitești. La acest premiu, o contribuție esențială se cuvine domnului profesor Chiva. Și limanțul Vata, voiam să vă rog și să permiteți să-i mulțumesc și public colegului meu, Marius Chiva. El este istoric, este referent în cadrul instituției și redactor, șef știu, dar voiam să menționez și să-i mulțumesc și public pentru tot ceea ce face, pentru modul în care pune atât de mult suflet și pur și simplu arde pentru a organiza evenimente. Nu întotdeauna putem spune că evenimentele reușesc așa cum ne-am dorit. Poate sunt scăpări și de o parte și de alta, sunt inerente și dumneavoastră, cei care activați în zona culturii, înțelegeți foarte bine ce vreau să vă spun. Marius realmente se consumă, pune foarte mult suflet de fiecare dată. Atunci când nu-i vine un invitat, sună, dă nu știu câte telefoane. Să știți că este destul de complicat să organizăm evenimente pentru că nu depinde numai de noi să iasă bine. Reușita nu depinde numai de noi. Dar întotdeauna succesul ne aparține și va aparține și dumneavoastră. Și vă mulțumesc mult de tot că sunteți alături de noi și răspundeți de fiecare dată invitații noastre și telefonelor și insistențelor câteodată deranjante poate ale lui Marius. Și vă mulțumesc mult în numele Centrului Cultural și încă o dată Marius, mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Mai stați puțin ca să nu mai faceți un drum. Pentru implicare în apariția revistei Carpatica, revista trebuie în 2015 premiul special Primăriei Municipiului Pitești. Meritul deosebit îl are primăria pentru că s-a gândit la arta pe care o facem noi în cadrul Centrului Cultural. Și nu numai. Deci, cuprindem o rază mult mai activă în ceea ce privește toate așezările de lângă Centrul Cultural Pitești și Centrul, bineînțeles, ne-a dat această frumoasă și da, este un premiu special pe care primăria municipiului Pitești îl merită. O să-i ofer diploma personal domnului primar Tudor Peniu, care știți că deocamdată are biroul și în cadrul Centrului Cultural Pitești și dumnealui a fost în primul rând de acord ca să susținem apariția acestei reviste. Deci eu consider că și domnul primar merită mulțumirea noastră și aplauzele noastre. În 2016, revista Carpatica a suferit modificări structurale însemnate. 15. Numărul 16.
mergem spre 16, evident, trebuie să fim în progres. Da, nu, în 2015 și se reflectă și numărul 16. Am introdus rubrici noi, ca de exemplu invitat special în care semnează scriitori consacrați care nu sunt membri ai LSR, dar nici ai altei asociații similare, și două rubrici în care promovăm tineretul cu talent în această disciplină. Una din aceste secțiuni este cea prezentată sub numele de studenții de la litere. Este alcătuită dintr-un grup de 7-8 persoane care semnează de câteva numere, persoane care au constituit un cenaclu intitulat semnificativ Tinere Scântei. Este o entitate și acum eu pot să consider pe cei care semnează în revista Carpatica ca Tinere Scântei și prin urmare în revista Carpatica conferă în 2015 diploma de excelență cenaclui Tinere Scântei. Colegiul dumneavoastră are meritul, prin talentul care îl conduceți în cadrul facultății, să aibă succes mult, mult, mult mai mult. Mulțumim frumos! Eu vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră pentru șansa pe care mi-ați dat-o și mai ales colegilor mei, fără ei nu aș fi reușit nimic. Fără ei, și Centrului Cultural, bineînțeles. Mulțumesc! În mod asemănător cu premiul precedent, revista Carpatica conferă în 2015 diploma de excelență Cercului de Creație Literară al Palatului Copiilor din Pitești, cer condus de doamna Simona Marinez. Dumneavoastră vă revine primiera de bază a culturii noastre și a obiceiurilor noastre, a tradițiilor noastre, a tot ceea ce cuprinde sufletul nostru românesc pe teritoriul acesta. Aveți grijă de el. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim în primul rând pentru oportunitatea pe care ne-ați oferit-o de a fi în mijlocul dumneavoastră de o perioadă încoace. Sunt foarte emoționată. Și o țin continuare. Mulțumesc și în numele elevilor pe care îi coordonez. Doresc viață lungă frumoasei reviste, multă sănătate tuturor dumneavoastră și sărbători fericite și cu pace sufletească. Mulțumim! De reviste am vorbit, cenaclul însă, așa, în forma actuală, nu putea exista fără colaboratorii noștri de la grupul Armonia. Prin urmare, revista Carpatica conferă în 2015 diploma de excelență grupului vocal Armonia. Ne-am logodit, ne-am însușit cu drag repertoriul dumneavoastră la cel mai înalt nivel și cred că va merge așa în continuare, pentru că eu de aici, din ce am auzit, din plămânii tuturor, din talentul tuturor, din voința tuturor, așa, să duc și peste munți această frumoasă vizită în fața dumneavoastră. Mulțumim foarte mult! Să continuăm această frumoasă colaborare, să venim mereu cu noutăți, să vă încântăm, să facem cenacul tot mai frumos în permanență. La mulți ani, la toată lumea! Acum este la toate la timpul la început. Cenaclu există, dar el n-ar fi fost cunoscut dacă cineva nu se ocupa să invite persoanele să asiste la acest spectacol, ar fi fost practic numai repetiții. Drept urmare, revista Carpatica, pentru implicare în activitatea cenaclului, conferă în 2015 diploma de excelență domnului Marius Chiva. Domnule Chiva, da, am plăcerea, onoarea, chiar mai mult decât atât,
ca la înălțimea noastră, eu am să se găsească totuși înălțimea pe care o aveți în tot ceea ce faceți. Cosmescu, eu ce pot să vă spun? Sunt onorat și în același timp îmi cer scuze cu ocazia asta că poate n-am fost un perfecționist așa cum îmi doresc în relația cu dumneavoastră, în comunicarea cu dumneavoastră și au mai apărut acele mici sincope. Sper ca 2016 să fie sub auspicii mult mai bune. Din toate punctele de vedere. Mulțumesc! Și acum, din nou, muzica. Da. Ai figurează în această bicomă o meritoasă susținătoare a noastră, dar face parte din cadrul învățământului, Adela V. Păunescu, un bun istoric al Văii Doamnei. Vă mulțumesc! Manifestării de astăzi. Până atunci, pentru a mai detensiona puțin atmosfera, am să invit un alt câștigător, cel deținătorul premiului pentru poezie. Doamna Ilzi a fost pentru proză în 2014, domnul Aleidrean Mitroi. După care va urma și domnul Constantin Samoilă, probabil și la premii. Vom vedea. O să vă citesc două poezii total diferite. Una e de factură patriotică și una o să vă dez noastră. Eu dedic maestrului Ion Creangă. Ziua noastră s-a petrecut în prima zi de iarnă, atunci s-a unit România mare, Ardealul, Basarabia se întoarnă cu țara românească între hotare.
S-a scris un act cu sânge românesc din jertfa celor ce au căzut în luptă. Prin moartea lor, urmașii acum trăiesc în țara ce prin veacuri a fost ruptă. Ne-a lăsat Dumnezeu la o răscruce de drumuri prinse în epoci de istorie. Înaintașii noștri au purtat cruce, ducând acest meleag pe culm de glorie. Ne-a lăsat Dumnezeu un colț de rai, l-au râvnit și îl râvnesc și alte nații. Am apărat și apărăm acest plai cu prețul vieții a multor generații. Atât au românii ca avere, pământul acesta negru roditor, din care luăm pâine și putere, pe care îl mulcim cu drag și spor. Cel ce a venit la noi să pârjolească, să ne fure muncă și libertate, în pământ a ajuns să putrezească, judecat de românului dreptate. Celui ce a venit flămând să ceară, am rupt pită și slană și am dat. Nu l-am lăsat de foame, frig, să piară. Ce înseamnă a fi om, i-am arătat. Avem înaintași ce acum sunt sfinți, Ștefan cel Mare, Mircea și Mihai, ce se va ștrag din glorioși părinți, un dac și un roman de pe acest plai. Se aude vuiet aspru de străbuni care ne cheamă în cor la judecată să ne întreabă prin ce schimbate lumii ducem țara lor prin fală purtată. Prin jertfă ne-au dat sfântă misiune să apărăm în veac acest pământ, să purtăm cu mândrie acest nume, român să fim în viață și în mormânt. Și acum cea de-a doua poezie. Mulțumesc! Nele Dincă. Diavolii din casă. Veni Ion de la matcă de, e și el bărbat. Căruța pară întreagă, boii știu unde să tragă. Mai avea un singur sfanț cât să sară peste șanț. Leanu, deschide fă poarta, crăpațea rânza și soarta. Mai dă două dată gură, n-apără în bătătură Leana. Femeie e voinică, de Ion nu are frică. Coborâ Ion din car, cu pas legănat și rar, dar se cam vârtea satul de la țuica lui moș tatu. Leanu, ține fă o gradă că mi-a cam crăpat o bada. Pe afară, nicio mișcare, numai praf, umizi și soare. Ciuli urechea mai bine, din casă un cântat vine. Domnul să ne ajute stan, să-l alunge pe satan. Hait, e popa Dragomir, a venit să dea cu mir. De mă vede băut iar, mă cântă în sfânt altar. Dar parcă a mai fost odată săptămâna la altă toată. Maică precistă, ce-mi faci? Am casa plină de draci. Păi ideea să fie așa, nici nu mai intru în ea. Și-a plecat Ion sărmanul la mat să-și afle Aleanu. Iar Aleana a rămas cu părintele acasă, când crește păcatul în vad, să-l bage pe dracu-n iad. De data asta am să renunț la proză și am să încerc în mod sigur ceva nostalgic. Nostalgie. Mi-e dor de satul meu natal, născut la margine de Codru. Mi-e dor de toaca de vecernii și de talângi pe verde plai. Mi-e dor de fluier de cioban, de mândru port, de dulce grai. Mi-e dor de dealurile verzi, de doine ce doinesc și-n rai. Mi-e dor de munții făgărași, pe veci acoperiți de soare. Mi-e dor de cântul de viori, de murmurul tainic de izvoare. Mi-e dor de satul poenărei, cu mândru port și dulce grai. Mi-e dor de horele rotate aici, în colțul sfânt de rai. Și încă mi-e dor.
Mi-e dor de clipa revederii când nu-mi pot stăpâni uimirea și în prezența tuturora îmi fluier și îmi cânt iubirea. Dar din sătucul de la noi se duce unul câte unul și lumea unde au plecat nu cugeta venind înapoi. Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră. Raza soarelui, floarea soarelui și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culegem. Și să facem o cunună, și să facem o cunună. Raza soarelui, floarea soarelui, s-o pregătim cu voie bună. Și s-o ducem lui Hristos, și s-o ducem lui Hristos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. A venit timpul să aflăm campionii. Revista Carpatica acordă în mod normal 4 premii. Anul acesta face o excepție introducând încă unul, un premiu la fel de rar ca și cel pentru debut, în sensul că nu poate fi obținut de 2 ori de la aceeași revistă. Este un premiu la care nu au acces nici cei aflați la prima tinerețe, nici chiar la a doua tinerețe. Este un premiu pentru întreaga activitate care nu îi putea reveni decât seniorului incontestabil al culturii argeșene postbelice, domnul Mihail Ghițescu. Cel mai, adică noi toți din jurul dumnealui, al creațiilor, al poeziilor, al povestirilor, tuturor tradițiilor noastre locale, dar am avut cu adevărat un om care ne-a povățuit totdeauna în toate situațiile care le-am avut, ne-a ridicat standul nostru de la Ebreanu în situația care ne găsim astfel, acum, aici. Dumnealui are un merit mult mai mare decât cel care spune acum, acela că există printre noi și avem de la cine învăța atâtea povețe frumoase. Mulțumesc, Dorin! Este o seară deosebită în sensul că un mugure de speranță pentru viitorul nostru există în ceea ce privește evoluția culturii în general și a creației de toate genurile, nu numai literară, în toate sensurile și în toate genurile, pentru că oamenii, fără acest mijloc fantastic care este dăruit de, eu știu, de dincolo de cunoașterea noastră, este însoțită, adică are tendința ca să împingă viața noastră a tuturor și societatea în general tot mereu cu un pas înainte, în sensul că viața noastră să fie mai luminoasă, mai frumoasă, mai colorată de amintiri și de istorie. Eu vă mulțumesc, mulțumesc că, eu știu, acestei instituții care se cheamă Centru Cultural, care găzduiește această, eu știu, adunare, această asociație, pentru că Liga Scriitorilor este o asociație liber consimțită de oameni care au
dorit ca să facă parte dintr-un sistem de conviețuire diferită de conviețuirea obișnuită, adică o conviețuire în care oamenii se întâlnesc și își dea până, eu știu, în scris sau verbal gândurile, faptele, imaginile pe care le întâmpină de fiecare dată. Eu vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată am să felicit pe, în special pe directorul, adică pe șeful, redactorul șef, fără de care, vă gândiți dumneavoastră, această mică epistolă pe care dumneavoastră ați primit, eu n-am primit-o încă, dar această epistolă n-ar fi posibilă să iasă. Ea iese și încearcă să comunice, este mijlocul prin care scriitorii comunică cu masele largi de oameni. Fără această posibilitate de respirație a scriitorilor, n-am putea să ne cunoaștem între noi. Încă o dată vă mulțumesc foarte mulțumesc înțelear și o felicit pe distinsa noastră directoare, care este totdeauna aproape de, eu știu, de ceea ce înseamnă speranța, scânteia de viață culturală. Revista Carpatica atribuie în 2015 premiul pentru debut domnișoarei Teodora Vasilescu. Înălțimea dumneavoastră și pe capacitatea care o dobândiți să faceți ceva în viața literară. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din suflet, este, este onoare pentru mine. Vă mulțumesc! Și o meritură! Cu excepția celor două premii prezentate până acum și atribuite, precizez că următoarele premii pot fi câștigate în fiecare an de același individ. Condiția este să aibă lucrări superioare celorlalți. Deci, continuăm cu premiul pentru eseu memorialistică și reportaj, pe care revista Carpatica l-atribuie în 2015 domnului Nicolae Eremia. Anul ăsta am primit diploma pentru premiu pentru volumul pregătit de trompetist la Curtea Scriitorilor. La anul vă promit că vă voi cânta cu goarna în cadrul Centrului Cultural, adică sper să lansez cartela. Ați avut ocazia de curând să vedeți și să-l auziți pe cel care a obținut în 2014 pentru premiul pentru poezie. În 2015, revista Carpatica atribuie premiul domnișoarei Liliana Juganaru. Succesiunea talentului dumneavoastră promovează foarte frumos. Deci, ca atare, promovație cât se poate în cei ce mai frumos, mai cuprinzător sufletului nostru românesc. Mulțumesc! Va succeda. În final, dar nu în ultimul rând, premiul pentru proză, care în anul acesta revine unei persoane care putea să obțină și în primii 2 ani. Numai că asta a fost situația. Așadar, revista Carpatica îl atribuie în 2015 prietenului nostru, domnul Ionel Vincă. Ați rămas mască de data.
E ceva din creangă, poate să existe în momentul nostru de față, că așa ne-a creat asta societatea, să avem și un, între noi un alt creangă. Deci vă convine, nu vă convine, vă luați de la Sunt mândru de diploma asta care o aștept de vreo 2 ani de până. Puteți să vă revanșați la anul, să mai luați. Sunt împăcat că i s-a recunoscut verbal și tot timpul. Vă mulțumesc mult! Acestea au fost premiile pe 2015. Ne-au învățat părinții noștri că în seara sfântă de Crăciun tot omul bun cu suflet mare și Dumnezeu este român. Tot omul bun cu suflet mare și Dumnezeu este român. Ne-au învățat părinții noștri, când cerul sfânt se luminează, că pe pământ Iisus se naște în mii de ani, a mia oară. Că pe pământ Iisus se naște în mii de ani, a mia oară. Ne-au învățat părinții noștri, prin foc să trecem și prin fum, când cerul sfânt se luminează și Dumnezeu este român. Când cerul sfânt se luminează și Dumnezeu este român. Dă-ne, Doamne, bunătate, credință mare pe pământ și de Crăciun și în toți anii, că Doamne Sfinte ești român. Și de Crăciun și în toți anii, că Doamne Sfinte ești român. Aceasta a fost ultima ediție pe 2015, o ediție, după cum ați văzut, maraton. Noi vă dorim un sărbător fericite și un an nou cum vi-l doriți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la zile senine și fericite.